Florian Coldea explic motivul încheierii protocoalelor secrete, nu se poate altfel. Fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, a explicat că la nivelul Uniunii Europene și a NATO se lucrează instituțional pe bază de protocoale între instituții ale statutului și serviciile secrete. Problematica cooperării în baza unor protocoale este o practică internațională, incluzând la nivelul NATO sublinierea UE. Nu există alt practic în lume. Ferea să realiza un cadru procedural coerent pentru realizarea cooperării, nu se poate coopera interinstituțional, fără să existe un protocol, mai ales cu serviciile de informații. Dincolo de orice interpretări juridice, în practic, acestea aveau un caracter tehnic, funcțional limitativ, ca sublinierei un ghid, tocmai pentru a asigura legalitatea sublinierei prognozabilitatea, respectiv practica unitar la nivelul serviciului, a afirmat Florian Coldea după audierea sa în Comisia Parlamentar pentru Controlul SRI, care a durat 7 ore. Fostul prim adjunct al SRI a mai spus că, în mod concret, se coopera conform competențelor legale ale fiecărei părți. Nu am cunoscut subliniere timp ca vreodată, pe durata mandatului meu, oficerii SRI să fi realizat sau întocmit un singur act de urmărire penală în vreun dosar. Acestea sunt chiar povești subliniere izvorute dintr-o realitate paralelă, a adugat el. Am supus atenției Comisiei faptul că astăzi, urmarea acestui asalt fără precedent asupra acestei problematici a cooperării cu Ministerul Public, pentru realizarea atribuțiilor pe care serviciul le mai are, inclusiv în ceea ce privește sublinierea decizia CCR, serviciul este în imposibilitatea de a lucra pe baza unui protocol în ceea ce privește sublinierea infracțiunile la adresa securității naționale, cum ar fi spionaj sublinierei terorismul. Astăzi nu avem protocoale. Cum acționăm pentru a proteja interesele României sublinierei ale aliacilor nu subliniere trib. Vulnerabilisme sau riscme se vulnerabilisme nu doar securitatea națională a României, ci sublinierei securitatea unor aliaci de ai nu subliniere trib, a susținut Florian Coldea.